Bună, dragii mei! Vă mulțumesc pentru comentariile voastre. Vă mulțumesc că vă abonați la canalul Frumuseții și Vârste Elegante. Vă mulțumesc pentru tot. Vă mulțumesc că sunteți cu mine. Vreau să dau răspuns Iemei și Ecaterinei Danilescu, pentru că își doresc să cunoască cum să ne menținem memoria. Și nu vreau să fac o teorie, nu vreau să vă spun niște reguli, dar o să vă povestesc cum eu îmi mențin memoria. Și vreau să vă spun că mă bucur de faptul că am memorie bună și am avut memorie bună și tot timpul îmi doream să păstrez memoria și fac tot ce e posibil. Nu mă concentrez chiar că, uite, o să-mi... Iată, asta face bine pentru memorie, căci noi dacă conștientizăm că suntem un tot întreg și această întrebare să o vedem din prisma unghiului sau a conceptului holistic, din punct de vedere holistic, atunci trebuie să respectăm tot ce ține de armonia noastră, de tot ce ține de sănătate și de stare de bine, pentru a avea o memorie bună. Pentru a conștientiza acest fapt, desigur că trebuie să respectăm cele 8 principii ale sănătății. New Start. Nutriție, exercițiu fizic, apă, temperanță, soare, aer, odihnă și credință. Și atunci ne vom simți bine și vom avea o memorie bună. În ce privește memoria, este așa ca un bancomat, un calculator, în calculatorul nostru, în creierul nostru, unde stau biblioteca, biblioteca unde toate lucrurile se stochează acolo și noi când căutăm în biblioteca noastră, le găsim dacă sunt puse pe rafturi frumușel așezate. Și toate cele 5 simțuri ale noastre ne ajută să păstrăm acest bancomat, să păstrăm această memorie, această bibliotecă, să păstrăm acest unghiușor. De aceea trebuie să ne înviorăm cele 5 simțuri ale noastre. Și văzul, și mirosul, și gustul, și auzul, și pipăitul, căci toate acestea ne ajută să creăm noi legături neurale în menținerea memoriei. Organismul se obișnuiește cu ceva nou, ceva care îl stimulează de a pune pe policioară ceva nou, ca o carte nouă. Dar pentru a înviora simțurile, să avem conștiință să nu le alterăm, să nu le alterăm privind la ceva urât, mirosind ceva urât, gustând ceva neplăcut sau auzind ceva la fel de plăcut pentru urechea noastră, sau îmbrăcând ceva care nu e pentru pielea noastră sănătos. Toate acestea ne ajută să ne păstrăm memoria. Căci orice nou pentru organism este un antrenament, o socializare, a ne-a învăța. Asta este o învățătură. Învățătură pentru noi, orice învățătură ne ajută să ne menținem memoria. Vă spuneam recent că merg la dansurile orientale și vreau să vă zic că mereu când noi dansăm în sală, ne schimbăm cu locurile. Nu avem un loc preferat, nu ne atașăm de un loc, dar ne schimbăm. Că în dans, în mișcare, când îți schimbi spațiul, atunci emisferele lucrează echilibrat și se întărește biblioteca noastră, se îmbunătățește circulația sângelui, apar noi obiceiuri, ceva nou pentru creierul nostru. La fel și voi, Iema, mai ales pentru tine și Ecaterina, căci voi mi-ați dat întrebarea. Schimbați-vă dacă stați într-o sală, schimbați-vă locurile. Dacă chiar și acasă, obișnuiți-vă să vă mutați, să stați în diferite locuri, chiar și în pat, chiar și unde studiați.
când îți schimbi poziția, când faci mișcări care nu le-ai mai făcut, sau călătorești, descoperi locuri noi, descoperi oameni noi, percepția e o alta. Desigur că se vor înviora toate simțurile noastre. În afară de aceasta, trebuie să ne concentrăm. Concentrația, exerciții de concentrație. Eu, odată în an, la început de an, îmi fac în timp de o lună concentrația la cifre, concentrația la un obiect, concentrația la spațiu, îmi ajută foarte mult. Și timp de o lună lucrez asupra concentrației. Și desigur, yoga, meditația, liniștea, să ascult o muzică liniștită, calmă, de a te elibera de toată informația. Și atunci când ne eliberăm de informația inutilă, rămâne doar ceea ce ne trebuie nouă. Și un lucru foarte important, să lepădăm grijile lumii. Lepădăm grijile lumești. Și atunci când atingi calmul, când atingi surâsul interior, te concentrezi la sublimul tău, atunci ajungi o stare de pace care îți ajută să te concentrezi la ceea ce îți dorești tu, la ceea ce tu înveți, la ceea ce tu vrei să cunoști. Meditația, yoga, exercițiu fizic, dansurile, mișcarea. Și în afară de aceasta vreau să vă spun că cu vârsta, când noi spunem că se pierde memoria, se pierde memoria deoarece în perioada noastră de menopauză se pierde sensibilitatea receptorilor datorită faptului că, din cauza că apare o disfuncție hormonală. Și atunci o alimentație echilibrată ne ajută de a menține acest fond hormonal. Vă atașez link-urile în descriere. Am vorbit despre menopauză și vă atașez link-urile în descriere să vedeți care sunt bucatele vegetariene care le-am preparat și le-am gătit, să includeți în meniul vostru aceste bucate care ne ajută să alimentăm creierul. În afară de aceasta, că, să zicem, am primit informația, dar ea trebuie să ajungă la creier, trebuie să ajungă în biblioteca noastră. Pentru aceasta ne trebuie calciu ca să ajungă acest element care ajută ca un conductor să ajungă informația la creier, ca să ajungă la celula nervoasă. Dar pentru aceasta celula trebuie să fie sănătoasă. Pentru ca celula să fie sănătoasă, că ea cu vârsta se oxidează, ruginește, e necesar să o protejăm, să o hrănim, să o menținem. De aceea și recomandăm lecitina. Am aici lecitina, care ați mai văzut-o printre omulețele mele. Eu iubesc să consum lecitina în toamnă, atunci când încep treninguri, când încep cursuri de învățătură, încep lecțiile. Și atunci, pentru mine, un ambalaj de lecitină, 2 luni de zile, îl iau pentru a-mi proteja și a-mi întări membrana celulară. Știm că se mai recomandă și omega-3, omega sau untura de pește, care este la fel grăsimea care ne menține membrana celulară a celulei nervoase. Dar mai mult o recomand și eu o iau în timpul de iarnă. Este foarte binevenită. Să zicem așa, am ajuns la celulă, am protejat membrana pentru ca să nu ruginească, să nu se oxideze, dar celulei trebuie și hrană, trebuie ca să se alimenteze corect. Am spus de alimentația corectă. E foarte util să folosim preparate care îmbunătățesc circulația sângelui, ajută ca celula să se hrănească. Pentru aceasta recomandăm ciupercile superioare de la compania Zinord. Aici am auricularea cu ciupercă superioară. Putem ca cap de serie să luăm reishi care dă forță celulei. Auricularea la fel îmbunătățește circulația sângelui și ginkgo biloba.
Acum, pe timp de vară, putem să luăm pentru memorie partea superioară auricularea sau gingo biloba, care îmbunătățește circulația sângelui. Și ca hrană, noi mai recomandăm praful fuheșui. Fuheșui care constă din mădva osoasă de zimbru, mădva osoasă a zimbrului, care hrănește celula nervoasă și ne ajută să avem o memorie foarte, foarte bună. Așa, am hrănit, am protejat membrana. Mai departe, ca aceste substanțe, chiar și cele hrănitoare, cele substanțele hrănitoare care ajung în celulă cu hrana noastră, cu sângele nostru, în primul rând sângele trebuie să fie curat, nu uitați de detoxifiere. Pentru aceasta eu consum și iau timp de 3 luni, la fiecare 3 luni, dimineața pe stomacul gol, câte 10 picături de apă oxigenată. Voi alegeți cum, ce metodă pentru detoxifiere să alegeți pentru o purificare a organismului, a sângelui. Și o mare importanță pentru creier, pentru memorie, cunoaștem că avem cele mai vulnerabile organe supuse oxidării. Creierul, creierul, cristalinul și pancreasul. De aceea noi recomandăm și eu folosesc zincul, acest coferment care ajută ca substanțele nutritive să se absoarbe mai profund de celulă, să se absoarbe mai maximum. Cofermentul care participă la toate procesele metabolice în organism. Este util și îl recomandăm pentru întărirea memoriei. În afară de aceasta, eu mai folosesc și ceaiurile naturistice, care mi ajută să mențin, alături de suplimente, alături de respectarea modului sănătos de viață. Îmi fac și ceaiul care relaxează creierul, ceai din salvie, ceai din mintă, ceai din lemănțică. Aceste ceaiuri relaxează celula, relaxează neuronii, relaxează reacțiile chimice care au loc în creierul nostru și ne ajută ca creierul mai ușor să absoarbă informația, mai ușor să o pui pe policioară în biblioteca lui. Păi uite, cam așa am vrut să vă povestesc și dacă v-a fost utilă informația, cu mare drag vă doresc succes să aplicați și voi în practică. Scrieți-mi în comentariile voastre voi ce faceți pentru menținerea memoriei. Vă doresc sănătate, frumusețe și o memorie pe care vă o doriți voi. Să acceptați și să primiți informația atâta cât puteți duce. Cu drag de voi, Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. La revedere!